Suntem într-o expoziție de tablouri capodoperă. Și duminică după duminică intrăm în selile expoziției și fiecare sală are câteva tablouri capodoperă pe care Marcu le-a pictat sub influența Duhului Sfânt înainte ochilor noștri. Și absolut fiecare tablou are ceva să ne vorbească. Pentru că tablourile acelea transcend vremurile. Pentru că tablourile acelea au fost pictate pentru noi astăzi. Astăzi suntem în sala pe care am putea o numi necurăția. Pentru că conflictul dintre Isus și farisei se agravează și Isus intră mai adânc puțin în subiectul acesta. De fapt, dacă ar trebui să punem un adevăr cheie a întregii săli, ar fi acesta. Necurăția vine din interior, nu din exterior. Necurăția vine din lăuntrul nostru, nu din afară. Și în această sală, pe care am intitulat-o Necurăția, tablourile ni se înșiră unul după altul. Haideți să ne uităm în ele, la ele, să le privim și să le studiem, pentru că toate încearcă să ne spună ceva. Primul tablou din sala noastră este, ar putea fi intitulat Iisus și tradiția bătrânilor. Farisei și noi dintre cărturarii care venisele de la Ierusalim s-au adunat la Isus, la el, și au văzut pe câțiva dintre ucenicii lui că mănâncă pâine cu mâinile întinate, adică nespălate. Căci fariseii și toți iudeii nu mănâncă dacă nu-și spală cu atenție mâinile, ținând astfel tradiția bătrânilor. Dar când se de la pia... iar când se întorc de la piață, nu mănâncă dacă nu s-au spălat. Și mai sunt multe alte lucruri pe care le-au primit ei să le țină cum ar fi spălarea paharelor, a ulcioarelor, a vaselor de bronz și a paturilor. Atunci fariseii și cărturarii l-au întrebat pe Iisus, de ce ucenicii tăi nu umblă potrivit cu tradiția bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile întinate? Conflictul dintre Isus și farisei se agravează. Fariseii îl iau la rost pe Isus. Pentru ce? Cine sunt farisei aceștia? Cu 150-180 de ani înainte de Hristos, Palestina era sub dominația Siriei. Sirienii au dus o campanie brutală de elenizare a evreilor. Și în acea perioadă s-au conturat două mișcări distincte. Una, în general în sânul aristocrației evreiești, avea tendința de deschidere către gândirea străină, de acomodare cu lumea elenă din bazinul Mării Mediterane. Aceasta a dat naștere grupării cunoscute în Evanghelii sub numele de Saduchei. O a doua grupare respingea orice influență străină și exprima un atașament strict și pasionat față de legea mozaică. Această grupare cerea nu doar o separare de străini, ci chiar și de cei din Israel care nu trăiesc strict după lege. Gruparea aceasta a căpătat numele de separatiști sau farisei. Cărturarii pe care vedem mereu pomeniți în Evanghelii, erau experți în lege sau teologii acelor vremuri, Cărturarii erau ieșiți din rândurile fariseilor. O primă observație. Fariseii, separatiștii, au început oarecum bine, dar, dar au sfârșit foarte rău. Iisus ajunge să-i numească ipocriți. Și iată deja un prim adevăr care ne dă un fior. Un început bun nu garantează un sfârșit bun? Se pare că nu. Iisus ajunge să-i numească pe acești farisei, să-i numească niște ipocriți. De ce? Pentru că Iisus explică pe sine. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. O religie de suprafață și deloc o relație apropiată. Bun, ce învățăm din o primă lecție din primul tablou sau o lecție mare a acestui tablou este următoarea. Hiperreglementarea relației cu Dumnezeu are potențialul de a transforma relația într-o simplă religie. Aici au căzut undeva fariseii, au căzut examenul. Pentru că religia este un set de acțiuni care să te lege. Religie, să te lege de Dumnezeu, să-L impresioneze, să-L îmbuneze. Hiperreglementarea relației cu Dumnezeu are potențialul de a transforma relația într-o simplă religie. Și la urma urmelor, religia îți poate oferi doar un drăguț serviciu de înmormântare. Relația cu Hristos însă îți poate oferi viață veșnică din abundență. Dar oare ce s-a întâmplat pe drum, pe parcurs de Iisus ajunge să-i numească ipocriți? Au început bine și au sfârșit rău. Ce se întâmplă pe drum? Traseul lor este traseul nostru. Pericolul în care ei au căzut, examenul pe care le-au căzut, este examenul pe care și noi îl putem cădea foarte ușor. Ce s-a întâmplat pe parcurs de Iisus ajunge să numească niște ipocriți? Niște oameni care doar cu buzele îl cinstesc pe Dumnezeu. Cu inima sunt departe de El. Iată traseul lor. Care poate fi traseul nostru? Astăzi. Totul a început cu cristalizarea unei tradiții. Cristalizarea unei tradiții are capcanele ei. Există un potențial pericol în cristalizarea unei tradiții. În prima fază, ce au făcut Fariseii au adăugat la lege, au adăugat la poruncile lui Dumnezeu. Fariseii au format o puternică și strictă tradiție religioasă, adăugând la lege reguli și restricții artificiale, da, cu gândul de a o aplica la viața cotidiană. Poate că intenția lor a fost bună, numai că le-a scăpat din mâini. Dacă am fi să ne uităm la regulile, restricțiile, poruncile adăugate, sunt vreo 612. Au încercat să ia legea lui Moise și să o pună în termeni foarte, foarte practici, hiperreglementând relația cu Dumnezeu, calculându-ți pașii pe care ai voie să-l faci, punând semne pe drum ca să știi până unde poți deplasa în ziua sabatului, cum trebuie să te speli pe mâini, cum trebuie să speli obiectele, și lucruri de felul acesta. Cristalizarea unei tradiții are capcanele ei. Isus spune, degeaba însă mi se închină ei dând ca învățători niște porunci ale oamenilor. În prima fază au adăugat la poruncile Domnului. Au venit cu încă ceva pe lângă cea poruncii Dumnezeu. Chiar dacă intenția o fi fost bună, pentru că da, e mai ușor de măsurat și de urmărit mecanismele formate de tine. Sunt mai ușor de urmărit, poți să pui degetul pe orice călcare, călcare și neascultare, pentru că ai făcut-o, ai dus la nivelul măsurătorii a fiecărui pas pe care îl faci. Chiar dacă o tradiție religioasă face ca lucrurile să fie mai ușor de măsurat și de urmărit, reglementarea aceasta este înșelătoare. Pentru că te împinge încet la pasul al doilea. Dacă în primul pas au adăugat la poruncile Domnului, la pasul al doilea au început doar să tolereze poruncile Domnului. De ce hiperreglementarea este înșelătoare? Pentru că, doi, forma sau tradiția poate devansa funcția. Iisus spune, voi lăsând porunca lui Dumnezeu, Țineți strâns tradiția oamenilor. Tradiția are tendința de a se înrădăcina tot mai bine și de a substitui progresiv relația. Pentru că te îndrăgostești de mecanismul pe care tu l-ai creat. Ți-ai format un mecanism de funcționare a relației și mecanismul devine atractiv, este măsurabil, este ușor de urmărit și îți dă o stare de liniște falsă. Am îndeplinit toate îndatoririle pe care mi le-am propus în mecanismul ei, nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia, nu fac cealaltă, le-am îndeplinit pe toate, sunt bine. Mecanismul funcționează. Dacă în primul pas au adăugat la poruncile Domnului, pasul al doilea le-au tolerat poruncile Domnului, și pasul al treilea a ajuns să respingă poruncile Domnului. Forma poate sufoca funcția. Și Iisus spune așa mai departe, ați respins frumos porunca lui Dumnezeu ca să păstrați tradiția voastră. Pentru că cu toții ne îndrăgostim de mecanismele noastre, de creațiile noastre, mai ales dacă funcționează, nu? Mai ales dacă te faci să te simți bine. Ajungi să iubești mecanismul uitând complet funcția lui. Înlocuiești poruncile divine cu porunci omenești. Respecti ceremonialul pe care ți l-ai stabilit în detrimentul ob obligațiilor morale. Acesta este traseul legalismului. Nu este nimic care orice lucru facem, îl punem într-o formă. Suntem conștienți de asta. Dar când formă o ridici deasupra funcției, când formă ajunge să sufoce funcția, ajungem, niște, ajungem în cazul fariseilor. Acesta este traseul legalismului. Întâi adaugi, apoi tolerezi și apoi respingi păruncile Domnului. Pentru că tale stăle tale și funcționează. Până la urmă, din primul tablou mai învățăm un lucru. Dumnezeu întotdeauna a pus reformarea spirituală deasupra ritualului spiritual. Iisus întotdeauna a accentuat importanța reformării spirituale deasupra ritualului spiritual. Și vom vedea și alte conflict, conflictele lui Iisus cu farisei. Legalismul, altfel spus, este rigid, mecanic și nu este de la Dumnezeu. De fapt, legalismul nu are nevoie de Dumnezeu. De ce nu are nevoie? Pentru că mecanismul funcționează și nu mai e nevoie de Dumnezeu. Și pentru că funcționează și dă senzația de viață, legalistul, uitați-vă cum se comportă. Face din părerea sa povea, povara altuia. Adică există loc doar pentru o singură opinie. Și ce crede cine greșește? Celălalt. Legalistul face din părerea sa povara altuia. Legalistul face din părerea sa limita altuia. Opinia diferită a celuilalt îl face nu numai să refuze relația, dar pune la îndoială chiar și mântuirea celuilalt. Părerea mea, până aici, aici este limita. de aici încolo toți sunt greșiți. Și legalistul face din părerea sa obligația altuia atunci când are putere. Pentru că atunci când are puterea în mâini, va începe să impună celorlalți. Nimeni nu iese din informație. semnați aceste legăminte, acestea sunt regulile. Slujba celorlalți este să mărșăluiască în ritmul lui, nu să proceseze informația. Legalismul dezvoltă oameni fie insuportabil de aroganți, fie extraordinar de nesiguri, de disperați. Asta produce legalismul. De ce? Pentru că e o chestiune de focalizare. Gândiți-vă, dacă am pune o bârnă peste două scaune ca să umblăm pe ea, fiecare am putea traversa distanța dintre cele două scaune fără ezitare. Dar dacă am pune bârna peste două blocuri cu 10 etaje, mai nimeni n-ar traversa distanța aceea. De ce? Pentru că, în primul caz, oamenii se focalizează pe a traversa. În cazul al doilea, oamenii se focalizează pe a nu cădea. Și acei câțiva care traversează bârna de peste două, cele două blocuri, care reușesc să o traverseze, Vă dați seama? Uh, nu sunt mulți ca mine. Ce mai pot să traverseze? Uite, toți li frică. Eu pot. Fie oameni extrem de aroganți pentru că au reușit să traverseze pe bârnă, fie oameni extraordinar de nesiguri. Cad sau nu cad? Cad sau nu cad? Dar mă duc înainte, dar tremur toți, focalizat pe să nu cad. Și acum când vine vorba de fariseism, nu e așa? Ce mai mulți credem că nu ne sună nouă. A nu despre noi. Descoperim imediat aceste trăsături în cutare și în cutare și în cutare. Farisei, legaliștii să ia de lângă noi. Aia din biserică. Noi nu. Să despre alții. Cred că ar fi mult mai înțelept să ne întrebăm în ce măsură sunt așa. Care sunt datinile mele care îmi dau satisfacție. Pe care mi le-am impus și mă fac să mă simt bine că eu le sunt disciplinat și le pot respecta față de ceilalți care nu nu reușesc atâta. Pericolul de a pierde relația în religie este la fel de actual și pentru noi. Suntem exact în același pericol. Ne formăm o disciplină în viață și nu spun că e rău, nu spun că ritualurile, formele sunt defecte, spun doar că ritualurile, formele te pot deturna de la funcție. Credem că dacă mergem în fiecare duminică la biserică, dacă suntem darnici, dacă nu înjurăm, nu bem, nu fumăm, suntem plăcuți lui Dumnezeu. Dar în același timp continuăm să disprețuim pe alții, să-i invidiem, să-i vorbim de rău, să-i înșelăm, să-i mințim. Relațiile sunt mai presus de proceduri Întotdeauna Așa că dacă cineva nu, proced, nu potrivește cu procedurile tale Nu-l călca în picioare Nu-l disprețui Nu-l vorbi de rău Că el nu traversează bărna între blocuri La fel de bine cum, cum o traversezi tu Povestea fareselor este povestea noastră a fiecăruia A fiecăruia Pentru că mă regăsesc și ne regăsim în situații de judecată și de superioritate față de cel de lângă noi. Pentru că credem că opinia noastră este cea mai bună și mai corectă. Și apoi îndepărtăm pe cei de lângă noi. Și astfel procedura, forma, tradiția mea devine mai importantă decât relația. ne uităm în același tablou și mai vedem o a doua lecție de viață care are de-a face cu natura umană. Versul 14, capitolul 7, Iisus a chemat din omul mulțimea și a zis Ascultați-mă cu toții și înțelegeți, nu există nimic din afară omului care intrând în el să-l poată întina Ci lucrurile care ies din om, acelea îl întinează Dacă are cineva orec de auzit, să audă O afirmație foarte combătută astăzi Și foarte ne la locul ei în mentalitatea societății occidentale cel puțin Isus continuă și spune, ceea ce este din om, aceea îl întinează pe om. Căci dinăuntru, din inima omului ies gândurile rele, curvile, furturile, crimele, adulterele, lăcomiile, răutățile, viclenia, depravarea, rău, blasfemia, mândria și nesăbuința. Toate aceste rele ies dinăuntru și îl întinează pe om. Cine spune Isus aici ne spune un mare adevăr refuzat astăzi de gândirea modernă, și anume inima problemei omului. Este inima omului. Acolo e problema. Isus afirmă clar că omul are o natură păcătoasă, că se naște conclinați spre rău. înscrim societatea occidentală, școala umanistă, dacă vreți, ne învață exact opusul. Omul este fundamental bun în natura lui. Și de prin anii 60 s-a de, declanșat o, o, o încercare, un val de a ne convinge că omul este bun în esența lui că copilul este inocent și ni se transmite că copilul natural a fost forțat de către părinți prin educația dată să devină un conformist. Societatea, părinți, educația strică pe copil. Copilul când se naște este inocent, natural, cu minte, are o natură sfântă. Perspectiva biblică spune nu, natura umană este coruptă, fundamental, păcătoasă. Adevărata ființă umană nu este o manifestare a sfințeniei și inocenței. Și nu este greu să demonstrăm ce spune Scriptura. Copilașul care abia începe să umble este deja o, o, o fabrică de conduită antisocială. Nu are nevoie să fie învățat să fure, să mintă, să lovească. Le face singur, le face natural. Cum poate explica, din punct de vedere psihologic, cum se poate explica violența, minciuna, neascultarea? Ce probleme are copilașul de 2 ani? Ce probleme nerezolvate are în copilăria lui? Cine l-a antrenat? Cine l-a educat? Să mintă, să fure, să lovească. Cine? Nimeni. Psihologia nu le poate explica pentru că refuză să accepte faptul că omul este prin natura lui un rebel fără cauză. Și asta ne spune Iisus, dinăuntru ies problemele. Și o să vedem și soluția imediat. A treia lecție din același tablou are de-a face, este o mică lecție, care are de-a face cu ierarhizarea păcatelor? Ierarhizarea gravității păcatelor este înșelătoare și contraproductivă. Ne uităm cu atenție. Haideți să ne gândim. De obicei nu așa. Scoatem în evidență anumite păcate pe care le pretindem mai grave decât altele și luăm măsuri drastice. Problema este că atunci când facem asta, le diminuăm pe celelalte. Când vine vorba de curvie, adulter, crimă, furt, gravitatea este maximă și luăm măsuri drastice și facem bine. Dar când vine vorba de gândurile, rele, mai luăm vreo măsură de lăcumie, răutate, viclenie, depravare, ochiul rău, blasfemie, mândrie și nesăbuință, suntem îngăduitori, dacă nu chiar nepăsători. Aceste păcate sunt la fel de rele ca celelalte. Așa ne spune Domnul Isus. Și a patra lecție din același tablou. Cum are loc curățirea? Dar răul vine dinăuntru, din natura noastră păcătoasă. Dacă întinarea pornește dinăuntru înspre în afară și curățirea trebuie să înceapă dinăuntru înspre în afară, nu e invers. Curățirea din afară, înăuntru, nu are sursă de izbândă, pentru că soluțiile exterioare nu ating sufletul. Exercițiile noastre, de orice fel, o, fi ele. o viață mai strictă nu te schimbă, eventual te disciplinează, dar nu te transformă. Soluțiile exterioare nu ating sufletul. De ce? Pentru că puritatea este de natură spirituală, nu ritualică. Puritatea este de natură spirituală. Și atunci spiritual trebuie acționat asupra întinării noastre. Niciun fel de regulă, de restricție pe care ți le impui. Nu-ți ating sufletul ca să-l schimbe. Așa că curățirea dinăuntru, în afară, este singura soluție realistă. Cum are loc aceasta? Scriptura ne învață. Nașterea din nou este esențială. Nașterea din nou înseamnă pocăință plus credință. Acea schimbare a minții care te conduce înspre un alt fel de, de trăire. Priceperea că Iisus Hristos, că Dumnezeu te naște din nou. Nașterea din nou este primul pas al curățirii dinăuntru înspre afară. Și este urmată de îndreptățirea noastră, de acel verdict pe care Dumnezeu îl dă, achitat. este achitat în baza plății ofensei produse. Iisus Hristos a plătit pentru tine. Din momentul nașterii tale din nou, Dumnezeu te consideră curate, consideră întreg, o făptură nouă. Cum? Chiar suntem? Nu. Știți acele imagini Uh, o fotografie, o imagine plină de punctulețe roșii și albastre și te uiți la imaginea respectivă și nu distingi bine despre ce e vorba, pentru că sunt o multitudine de punctulețe roșii și albastre, o imagine confuză, îți dai seama cam de în ce categorie de fotografie este, dar nu distingi detalii, nu vezi, este o imagine confuză. Și spui ochelarea aceea, cu o lentilă roșie și cu una albastră, și dintr-o dată, oh, imaginea devine clară, vizibilă, și vezi toate detaliile. Exact la fel în cele spirituale. În momentul nașterii tale din nou, în baza jertfei lui Hristos, pocăința plus credința în Hristos, Dumnezeu își pune ochelarii numiți Iisus și se uită la tine prin ochelarii ăia. Și în ochiul lui ești o făptură nouă, sigur, fără ochelari, ești același, plin de puncte roșii și albastre. Când Dumnezeu își pune ochelarii Iisus Hristos pe ochi, înțelegeți metafora, el te vede faptura nouă pe care de fapt nu o ești, nu ești, dar în baza jertfei lui Hristos ești numit nevinovat, ești achitat. Și Duhul Sfânt naște din nou îndreptățire și sfințire. Duhul Sfânt te locuiește și începe lucrarea de transformare progresivă până la asemănarea ta cu Hristos. Vrei să te curăți de întinarea naturii tale păcătoase? Este nevoie de naștere din nou? de îndreptățirea pe care Dumnezeu o poate acorda în baza jertfei Hristos și de un proces de sfințire sub autoritatea și ajutorul Duhului Sfânt. Iată un prim tablou plin de patru lecții cât se poate de aproape de noi. Următorul tablou are de-a face cu Isus și femeia Siro feniciană. Mesajul acestei, acestui tablou este neașteptat într-un fel. Cu toții ne-am blocat la răspunsul pe care Iisus îl dă femei. Dar mesajul acestui tablou vorbește despre, sau răspunde la întrebarea, cum te apropii de Dumnezeu? Și se leagă de mai înainte. Dacă curățirea dinăuntru în afară presupune procesul nașterii nouă, îndreptățire, sfințire, cum te apropii de Dumnezeu ca să le primești pe astea? Ne spune tabloul acesta. Cum te apropii de Dumnezeu? Sunt două opțiuni tradiționale O opțiune este Dumnezeu este un tiran însetat de sânge Care poate fi astâmpărat Dacă te comporți adecvat Sau dacă îl potolești prin anumite sacrificii personale Te sacrifici cât poți Și Dumnezeu zice A, E ok, e bine A doua opțiune Este să-L vezi pe Dumnezeu Ca pe o forță spirituală Care poate fi accesată oricând Dorești Dacă știi mecanismul de funcționare. Știi cum să manipulezi forța aceasta și îl accesezi pe Dumnezeu. E bine, dialogul șocant al lui Isus cu femeia sirofeniciană de fapt ne oferă o a treia opțiune de apropiere de Dumnezeu. Știți, tabloul, femeia vine, îngenunchează înaintea lui Isus și spune scapă mi fetița, te rog. Și îl rogă insistent și ucenicii, vedem în Matei 15 asta, ucenicii încearcă să o scoată afară pe femeie, și Iisus spune, femeia insistă și Iisus îi răspunde, lasă -se să se satură mai întâi copiii, căci nu este bine să i pâinea copilor și să o arunci la căței. Și aici toți ne șocăm, este asta o insultă? Vorbește Iisus urât cu ea? Nu! Nu este o insultă, este o parabolă, este o metaforă. Într-o familie, întâi mănâncă copiii la masă, mai ales dacă mâncarea este limitată, și abia apoi animalele de companie. Inversarea ordinii nu este acceptabilă. Niciun părinte sănătos n-ar face altfel. Să dea întâi mâncare, să sature căței și apoi copiii. Ordinea aceasta este cea acceptabilă. Întâi copiii, apoi animalele de companie. Este argumentul bunului simț ca să răspundem la afirmația șocantă a lui Isus. De fapt, Matei, în textul paralel, explică metafora. Eu nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Asta vrea să spună cu câinii de la masa stăpânului. În ordinea, în planul lui Dumnezeu, eu am fost trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. De ce? Pentru că aceasta era ordinea stabilită de Dumnezeu, era în planul lui. Afirmația nu este exclusivistă, și o să vedem imediat că nu e exclusivistă. Argumentul bunului simț îți spune, e normal, întâi să de copii și apoi de animale de companie. Apoi argumentul strategic. Iisus aduce mai întâi vestea bună sau Dumnezeu alege ca vestea bună să vină întâi la un popor pregătit. Aduce vestea bună Iisus într-un anume cadru pregătit dinainte pentru ca mai apoi națiunea lui Israel, să-și împlinească menirea din Genesa 12, să fie o binecuvântare pentru toate neamurile, să ducă mântuirea la toate neamurile, vedeți? Nu este nimic exclusivist aici. Dar Isus trebuia să aducă vestea bună într-un cadru pregătit dinainte. De ce? Gândiți-vă. Dacă Isus ar fi venit așa din senin la getodacii noștri, și-ar fi început să-și facă lucrarea la getodacii noștri de pe aici, de pe teritoriul ăsta n-ar fi priceput absolut nimic niciunul dintre ei. Mesajul lui Isus ar fi fost un nonsens. Cuvântările pe care le spune și învățurile pe care le da ar fi fost... ce asta? Jertfa lui Isus pe cruce ar fi fost un nonsens maxim. Dar de ce să moară asta pentru mine? Fără tot, toată istoria poporului, fără tot vechiul testament, fără ceremonialul jertfilor care presupune ideea de ispășire, de înlocuire, de toate astea fără mesajele profeților, fără vorbirea lui Dumnezeu peste popor de-a lungul secolelor. Isus ar fi venit într un cadru nepregătit și nimeni ar fi priceput nimic. Dar Dumnezeu în înțelepciunea lui a pregătit întâi cadrul. Avea un plan strategic și când Isus a venit, oh, unii au priceput. Și apoi a fost în stare să meargă să trimite invitația la mântuire tuturor neamurilor. Așa că afirmația lui Isus nu este o insultă, ci este o strategie. Și al treilea argument, dacă vreți, argumentul empatic. În plus, termenul grecesc pentru câine este atent ales aici. Sunt doi termeni posibili în limba greacă și sus îl alege pe cel care exprimă câinele ca animal de casă, ca parte din familie, nu câinele sălbatic periculos. Și în plus, Iisus folosește un diminutiv, cățelușul. Deci Isus este atent și la cuvântul pe care îl folosește, dacă vreți, dovedind un pic de grijă față de femeia aceasta. Pentru că afirmația, da, poate suna dur, dar argumentul de bun simț, argumentul strategic, asta era strategia lui Dumnezeu. Ce să facă altceva? Și totuși, Isus se uită și vorbește cu o anumită căldură. Ca dovadă, femeia nu se arată jignită deloc. Nu își cere drepturile, nu spune mai jignit. Și spune, da, Doamne, dar și căței de sub să mănâncă din firmiturile copiilor. Și iată cea de-a treia opțiune de apropiere de Dumnezeu. Doamne, dă-mi, te rog, ceea ce nu merit. Își cer în, bună, în baza bunătății tale pe care eu o recunosc. Te-am mai văzut făcând astfel de gesturi? Doamne, dă-mi, te rog, ceea ce nu merit. Pentru că Tu ești bun și mă iubești. Iată, varianta, opțiunea corectă de a te apropia de Dumnezeu ca să capeți mântuirea noastră din nou, îndreptățire, sfințire. Dumnezeu nu este însetat de sânge și vrea să vă vadă chinuindu-te, oferindu-te. Și pe când trăiește destul sau nu destul. Și o nicio forță fără minte pe care o conduci tu cum vrei, este o persoană și înaintea acestei persoane suverane și perfect sfinte, așa trebuie să vii. Doamne, dăm ceea ce nu merit. Pentru că ești bun și mă iubești pur și simplu. Atunci Iisus a zis pentru răspunsul acesta, du-te, demonul a ieșit din fica ta. Ea a plecat acasă și a găsit copilul culcat pe pat, iar demonul nu ieșise. Femeia acceptat atât provocarea, du-te, cât și oferta ascunsă în provocare, demonul a ieșit din ea. Femeia a plecat prin credință, nu știa până n-a văzut, nu știa dacă fata este eliberată. Și astfel vedem pe Iisus făcând un gest nemaipomenit din nou. Iisus face rabat de la planul lui Dumnezeu. De dragul nevoii a credinței unei femei străine. Iisus a venit pentru oile pe lui Israel, dar până la urmă femeia asta a mai repede despre ce vorba. Te eliberezi. Femeia recunoaște că nu merită salvarea, dar și că este nesperat de iubită încât o primește. Femeia nu este nici prea mândră să <coughs> accepte că este nevrednică, dar nici prea descurajată astfel încât să-i refuze oferta. Și atunci cum ar trebui să te apropii tu de Dumnezeu? Tot așa. Doamne, dăm te rog ceea ce nu merit. Și îți cer asta pur și simplu. Știind că ești bun și mă iubești. Asta îmi dă îndrăzneala să-și cer. Iată atitudinea potrivită de a te apropia de El. Iată opțiunea corectă de a te apropia de El. N-avem alta. N-avem alta. Și ne putem uita la următorul tablou. Iisus vindecă un surdomot. Iarăși o vindecare de ce să mai avem parte de încovindecare? Mai ales că nu abordează nici tema credinței, nici a iertării păcatelor surdomutului, pur și simplu încovindecare. De ce? Din două motive. Unu, pentru reconfirmarea identității lui Isus, pentru a-l face pe Isus descoperibil. De ce spun asta? Pentru că despre Isus se profețise în Isaia 35, 5 și 6, de exemplu, Următorul lucru, atunci, la venirea lui Mesia unsului, atunci ochii orbilor vor fi deschiși și urechile surzilor vor fi destupate. Atunci căpul va sări ca un cerb și limba celui mut va striga de bucurie. Iisus face această minune ca să mai adauge un argument la identitatea lui. Eu sunt acela am împlinit și Isaia 35. Și în al doilea rând, de ce încă o vindecare? Datorită detaliilor vindecării. O altă vindecare, dar altfel. Iisus face o serie de gesturi care stănesc atenția și interesul. Îl scoate din mulțime, își pune degetele în urechile lui, îi atinge limba cu scripatul lui, privește spre cer, oftează, rostește un cuvânt, deschide-te. A, ah, ah, și atunci, nu cumva aici Iisus ne învață un ritual de vindecare? Nu? N-aș putea să folosesc ritualul ăsta în școlile mele de vindecare? Nu! De ce? Priviți la miracolele anterioare. Nu există niciun ritual de vindecare, nici gesturi, nici încantații, nici bolborosiri. Isus nu face aceste gesturi pentru că El, Isus avea nevoie de ele, ci pentru că surdomutul avea nevoie de ele. Dacă răspunsul dat femeii sirofeniciene a fost criptic, oarecum sever, Aici răspunsul este cald, empatic. Isus se identifică cu omul acesta. Omul era surd, degeaba ar fi vorbit acolo în mulțime. Surdul nu știa că îi se adresează lui. Poate vedea niște buze mișcându-se, dar era neucit. Și atunci, Iisus folosește un limbaj nonverbal, Pe limba surdomutului. Îl scoate afară din mulțime ca să știe, cu tine vorbesc. Îi atinge urechile, locul cu probleme. Îi scuipă pe limbă, locul cu probleme. Se uită spre cer și un surd poate să-și dea seama ce înseamnă când te uiți spre cer și cer vindecarea, locul de unde vine ajutorul. Oftatul nu-l aude, dar se vede. Și care este concluzia auditoriului? Iisus vorbește pe limba lui, este empatic, simte cu el comunică cu el pe limba lui. Concluzia auditorului este foarte ciudată. Te uiți la asta și spune auditorul, el pe toate le face bine. De ce minunea asta acolo? Ca să pricepem că el pe toate le face bine. El vorbește pe limba ta. Știe să empatizeze cu oamenii. Tu știi? Știi să vorbești pe limba lor? Indiferent de ce înseamnă asta, știi să vorbești pe limba celui cu nevoie de lângă tine? Trecem deci, la următorul tablou, a doua înmulțire a pâinilor. 4.000 de bărbați, posibil rezultatul mărturiei fostului demonizat din Gadara, e în aceeași uh, zonă, Iisus. 4.000 de bărbați îl ascultă pe Isus timp de 3 zile. Ai s să-l pe Iisus 3 zile? Te deci, zice încă da, nu știu. Isus este conștient de nevoia lor de hrană și se oferă să le dea. Și se repete un dialog și un miracol asemănător primei înmulțiri. Și spui, de ce încă o dată o minune, un miracol asemănător? Ce să mai fac cu el? Da, există niște asemănări, există și câteva deosebiri între cele două înmulțiri a pâinilor, pot scoate în câteva lecții de acolo, câteva adevăruri, eventual, dacă îți place numerologia și alte elemente de felul acesta, dar în esență, de ce mai relatează odată o, o a doua mulțime a pâinilor? Datorită întrebării aplicative majore din text, care este următoarea. Ucenicii se întreabă, când Iisus spunea să dăm de mâncare, tocmai le mai deduse cu ceva vreme înainte. Și ucenicii spun, de unde ar putea lua cineva pâine aici, în postie ca să-i satre pe acești oameni? De unde? Cum poate fi cineva martorul unui miracol și totuși să-i uite învățătura? Simplu, așa suntem și noi fiecare. Trecem printr-o situație grea, primim eliberarea și când trecem din nou prin ceva asemănător, ridicăm din nou vocea mustrătoare. Am uitat că tot le scos din greutate și data trecută. nicio o diferență între ei și noi. Dar este o lecție de viață aici, și anume, miracolele în ele însele nu nasc credință. Miracolele însele nu nasc credință. De ce nu nasc credință? Pentru că impactul lor se șterge în timp. După vreme, tot impactul miracolului se diminuează. Și în al doilea rând, de ce nu nasc credință? Pentru că o credință fundamentată pe miracol nu rezistă în lipsa miracolelor. Ai nevoie de un miracol și mâine, și poi mâine, și răspoi mâine, pentru că credința ta se bazează pe Miracole care, de care ai parte. Credința sau minunea în sine nu convinge omul de adevăr. Ceea ce ne conduce la următorul tablou. Iisus confirmă adevărul acesta că miracole nu nasc credință. În următorul tablou, farisei cer un semn. Îl abordează cu ostilitate, cerând un semn din cer, o dovadă ca să creadă. Isus, însă, oftând adânc în Duhul Său, a zis, de ce caută această generație un semn? Adevărat vă spun că aceste generații nu i se va da niciun semn. Apoi i-a lăsat, s-a urcat iarăși în barcă și s-a dus de cealaltă parte a mării. Iisus știe că miracolele nu nasc credințe, așa că refuză să le dea semnul dovada. Lecție de viață pentru noi, Scepticismul ostil nu merită răspuns, nici consum de energie pentru a-l contracara. Cei sceptici, indiferent de câte miracole au parte, tot vor refuza să creadă și dacă le dai o dovadă, o vor raționaliza și vor cere alta. Și nu am spus niciodată o discuție între mine și un, un, coleg la facultate. Nu pot să cred în nu cred în Dumnezeu, dă o dovadă, Dumnezeu trebuie să-mi dea o dovadă, un miracol ca să cred. Și am spus, dacă Dumnezeu îți arată un cal verde acum pe stradă, Vei crede sincer și spună, nu, aș crede că cineva mi-a jucat o farsă. Așa și este. Așa și este. Când apare un miracol în viața ta, dacă nu vrei să crezi, dacă scepticismul acela ostilii prezent în tine, vei reaționa nu stai puțin, aici e camera ascunsă, aici e ceva, nu, 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 nu. Aprofita de mine cumva, nu, nu se poate. Miracolele în sine nu nasc credința și scepticismul ostil nu merită răspuns. Și ne putem uita la ultimul tablou, drojdea fariseilor și a lui Irod. Ucenicii uita să răsăia pâini și nu aveau cu ei decât o pâine și sus vrea să dea o lecție mult mai profundă decât vor ei să o înțeleagă. Aveți grijă, feriți-vă de drojdea fariseilor și de drojdia lui Irod. Ce vreau să spună Iisus? Destul de clar. Feriți-vă de duplicitatea spirituală, drojdea fariseilor, și de inima împărțită, drojdea lui rod Duplicitatea spirituală te mănâncă de viu. Drojdea lui Irod, inima împărțită, te pierde. Ce înțeleg ucenicii din acest, acest adevăr spiritual? Ei înțeleg că n-au luat destule pâini cu ei. Și ce mai ne ceart acum, că n-au luat destule pâini. Și sus, de ce vorbiți între voi că nu aveți pâini? Nu pricepeți odată lecția? Nu înțelegeți? Aveți inima pietrit, aveți ochi și nu vedeți urechi și nu auziți? Nu vă mai aduceți aminte atunci când am frâncele cinci pâini la cei cinci mii de oameni. Câte coșnițe cu firmitura ați ridicat? 12. Iar când am frânt cele șapte pâini la cei patru mii de bărbați, câte coșuri pline cu firmitura ați ridicat? Șapte. Tot nu înțelegeți? Ce să înțeleagă? Iisus încercat să le spun următorul lucru. Lipsurile spirituale sunt mult mai destructive și mai greu de tratat decât sunt lipsurile materiale. Bolile, lipsurile materiale le pot rezolva. Inima împietrită nu. Pentru că eu nu intru cu forța în viața nimănui. Lipsurile spirituale nu le pot rezolva dacă n-ai o inimă deschisă. Alea sunt distructive și greu de tratat. Duplicitatea spirituală, inima împărțită. Acolo n-am cum intra cu forța. Eu nu forțez pe nimeni. Și iată cum sala noastră se încheie cu ce am început. Necurăția vine dinăuntru, nu din afară. Și se încheie cu același adevăr necurăția, lipsurile spirituale. Vin dinăuntru, nu din afară. Alea sunt mai greu de tratat, lipsurile spirituale, decât lipsurile materiale. Necurăția vine dinăuntru, nu din afară.